Bună, prieteni, și bine v-am regăsit pe acest canal. Eu sunt Elisa, iar astăzi vom face Elisa Gospodina. Sunt foarte emoționată fiindcă am mai schimbat câteva lucruri pe aici prin bucătărie. În primul rând, castroanele, v-am spus că o să le schimb la un moment dat, să fie toate de aceeași culoare și să fie perfecte pentru Elisa Gospodina. Presupun că ați observat că la acest videoclip este calitatea mult mai bună, adică se vede mult mai bine, deoarece am un nou trepied, un nou ring light, am primit de Moș Nicolae și luminează foarte, foarte mult. Astăzi vom face brioșe de Crăciun, dacă nu mă înșel, brioșe de vanilie sau ceva de genul. Am și o rețetă lângă mine, normal. De vanilie, dacă nu mă înșel, și o să fac o glazură roșie, să pun colorant roșu ca să fie de Crăciun. Dar momentan o să vă prezint ingredientele pentru brioșe în sine, iar după aceea pentru glazură. Deci eu zic să stați până la final să vedeți cât de bine o să arate brioșele. Să sperăm că nu dăm fail, adică am nevoie de aceste brioșe. Mâine este prima zi de Crăciun și vreau ca aceste brioșe să fie degustate de familia mea. Și eu zic să începem. Am pregătit ingredientele. Avem nevoie de 3 ouă, 160 de grame de făină, 120 de ml de lapte, am măsurat laptele în biberon, 150 de grame de zahăr, 85 de grame de unt, esență de vanilie 2 ml, dar nu am avut, așa că am pus peste acest zahăr, un plic de zahăr vanilat, un vârf de linguriță cu sare și 5 grame de praf de copt. Prima oară voi pune untul și vom face cremă. Iar după aceea vom adăuga zahărul. Acum adăugăm câte un nou, amestecăm, încă unul, amestecăm și încă unul și amestecăm. Peste făină voi adăuga praful de copt și vârful de sare. Vom adăuga încet, încet făina cu celelalte, adică cu sarea, amestecată cu sarea și cu praful de copt. Și laptele la fel, vom adăuga încet, încet. Poziția este gata. Uitați formele mele pentru brioșe. Eu am mai făcut o singură dată brioșe, dar altă rețetă și nu am filmat. Iar acum vom face pentru prima oară pe vlog. După cum știți, am făcut compoziția, iar acum aceste forme le vom umple pe jumate. Miros foarte, foarte bine. Unele au ieșit cu coarne, cum spun eu. Nu știu de ce, habar nu am. Dar altele au ieșit foarte drăguțe. Acum vom face glazura, care va face totul. Va arăta splendid, fiindcă va fi albă și roșie, de Crăciun. Și Ioana mi-a dat o idee ca aceste coarne să le rup și să fie ca niște căciul de Moș Crăciun. Deci, haideți să ne apucăm de glazură. Ne vor trebui 2 linguri de lapte. Eu am pus un pic de lapte în această cărnuță. 200 de grame de unt. Și 450 de grame de zahăr pudră. Și am aici colorant alimentar roșu și niște bombonele. Prima oară voi pune untul la temperatura camerei. Vom mixa untul până va arăta ca o cremă. Acum voi pune treptat zahărul pudră. Thank you.
amesteca bine bine, voi pune cele două linguri de lapte. Acum voi lua puțin din glazură și voi pune în acest castron pentru a o colora cu roșu. Acesta a fost videoclipul, sper că vă plac brioșele mele. Mie îmi plac, sunt destul de drăguțe. Ce? De ce râzi? Ok, tatăl meu râde de brioșele mele, dar mie mi se par ok. Nu uitați să dați și voi un like, share, să vă adeși prietenii voștri, subscribe dacă încă nu v-ați abonat. Eu am fost Eliza și ne vedem data viitoare cu un videoclip nou. Eu v-am pupat, bye!